Hai, salut fraților, eu sunt Runner și astăzi suntem aici ca să filmăm un nou episod de FIFA Mobile. Ei bine, fraților, despre ce vreau eu să discutăm sau ce vreau eu să vă arăt în acest episod, o să vedeți imediat. Haideți acum să trecem la joc. Ok, fraților, am pus camera acolo pe centru, sper că va fi ok și nu va încurca prea mult vizuala. Bun, deci echipa noastră arată în felul următor în momentul de față. Îl avem în stânga ca left winger pe Miralas, în atac ca striker îl avem pe Hazard de 85 și în dreapta ca right winger îl avem pe Diogo Jota de 82. Băi, atacul cât de cât, repet, este ok. Hai să vedem și mijlocul cum stăm. După cum vedeți, folosim un 4-3-3 wing attack și avem 3 atacanți, 3 mijlocași și 4 fundași. Deci, la mijloc avem 3 mijlocași centrali. Avem primul Jonathan Vieira pe, să zicem așa, în partea stângă. Central de tot este Diarra de 82, Elite, un jucător interesant, bun. Și mi-a picat când a fost aia cu veteranța, adică ieri, mi-a picat Gerrard, care cât de cât este ok, nu foarte bun pentru că are viteză destul de mică, dar în schimb are un pacing de 84, deci este destul de ok, dar va trebui să facem ceva modificări, bineînțeles, la mijloc. Acum, apărarea noastră arată în felul următor, avem pe Gaia în stânga, pe Zuma ca fundaș central cu Okore și îl mai avem pe Hector Bellerin aici în dreapta. Băi, eu văd că l-am și pe Vimer ăsta. Văd că are 76. Băi, pare mai bun Okore la viteză și la fizic. Dar da, o să rămână Okore, în fine. Și în poartă l-avem pe Stele. Un portar de care vreau să scap, în sensul că vreau să-l schimb cât mai repede, cu putință. Tocmai de aceea, în acest episod, o să vă rog să-mi recomandați un portar bun până, băi frate, nu știu exact, 60, hai maxim 70 de K. O să vedem un pic cam și cum stăm cu monede, cu coinsurile mai bine zis. Avem 91.000 în momentul de față, dar vom mai face rost imediat de câteva. Hai să vedem dacă am vândut ceva. Am doi jucători la vânzare, aici o să dăm, dismiss, ok, da, avem foarte multe meciuri pentru că și băieții din ligă m-au atacat, aparent, au jucat contra mea. Da, avem doi jucători pe listă, l-avem pe Vasquez și pe Piszczek, undeva la 40 de K, sper eu să-i dau. Și mai avem niște chestii, dar de care... o să vedeți acum despre ce este vorba. Hai să dăm la sell. O să pun aici token. Ce avem din astea? Pentru că am jucat azi la... la eventul ăla de Reach. Nu știu exact. În fine, eventul, o să-i zic eventul, sper să nu fie o problemă. La acel event poți câștiga token din ăștia. Care pot să meargă de la 100 până la 25.000. Mie, din păcate, mi-a picat maxim de 5.000, mi-au picat 2 de 5.000, în rest mi-a dat, vedeți și voi, unul de 2.500, 3 de 1.500 și în rest de-astea mai micuțe, dar nu-i problemă pentru că eu vreau să le vând pe toate, să vedem cam unde ajungem cu coinsurile, cam câte coinsuri facem. Hai să vedem, să încercăm să le vindem pe toate cât mai repede cu putință. Era tare dacă puteam să facem într-un fel să le putem vinde deodată pe toate. Dar nu cred că se poate face chestia asta. Nu cred. Cred că trebuie să fac unul câte unul. Și o să fac chestia asta. Ca să nu pierdem timp degeaba, o să revenim când termin eu să vând tot. Ok, fraților, după cum vedeți, am reușit să vindem token și pot să le zic token și sper să nu fie o problemă. Avem un... 113.000 de coinsuri, ceea ce nu e foarte rău. Ce tot n-apare aici la store? Avem ceva free pack? Aparent nu, dar nu înțeleg de ce tot mi-arată cu semnul exclamării. În fine, hai să vedem un pic aici. Să mergem să completăm două planuri din astea.
O să mergem și o să facem din alea cu token. Token exchange. Și o să punem, de exemplu, eu puneam de obicei trofeu, bineînțeles, și din ăsta. Și hai să vedem ce ne pică. Ce token ne dă? Sunt curios tare. Ia să vedem. Ne dă un flag, un steag. Ok, nu-i problemă. Și ca să mai facem un play, o să mergem să facem ceva trofee cu jucători de bronz. Sper că acum... Da, într-adevăr, am terminat... am terminat activity. Aia cu... completează două planuri. Și ne pică un trofeu de bronz și unul de argint, ceea ce nu e foarte rău. Hai să ne luăm recompensa aici. 500 de coinsuri și două trofee. Sper să-mi dea unul de aur, deși nu prea mi-a picat din asta de aur. Și uitați, din nou un silver și un bronz. Și da, fraților, să mergem un pic la live events și o să mai jucăm un pic aici la Road to Riches. Hai să încercăm să devenim bogați. Hai să vedem dacă mi-aduceți ceva noroc. Ia să vedem. Poate am mai mult noroc acum că filmez. Poate prind unul de 5-10.000, nici nu știu de cât sunt. Vă spuneam acolo când vindeam că eu maxim am luat de 5.000. Nu știu care ar fi alea mai mari, pentru că nu am reușit încă să iau nimic mai mare de 5.000. Poate am acum ceva noroc. Astăzi, oricum am jucat un pic aici la eventul ăsta, pentru că mi se pare interesant. E o posibilitate, dacă ai ceva noroc, să faci ceva bănuți. Și am zis, băi, hai să încerc și eu. Ați văzut, mi-a dat două de 5.000, mi-a dat una de 2.500, mi-a dat câteva de 1.000, 1.500 parcă erau. Cât de cât a fost ok, cât de cât a fost ok. Hai să vedem ce ne dă aici. Să jucăm 250, foarte slăbuți. Foarte, foarte slăbuți. Hai să mai facem de două ori eventul ăsta și cred că ne vom opri, pentru că nu vreau să fac episoadele foarte lungi. Prefer, cum am mai spus și în alte episoade, să le fac un pic mai scurte, dar să le vizionați până la capăt. Cred că e mai important chestia asta decât să fac episoade lungi de 30 de minute, de 20 de minute, 25, și să vă uitați așa pe sărite la 5 minute sau poate maxim 10 minute, hai să zicem, din clip. Prefer să mă limitez la un clip de 10 minute, 11, 12 și să-l vizionați complet. Mi se pare mai ok chestia asta, cel puțin mie. Și da, hai să vedem ce luăm aici. Unul de 750, băi, aparent nu mai am noroc. Deci la primele pe care le-am făcut am luat 2 de 5.000. Parcă la primele două am luat 2 de 5.000 și după aia mi-a dat numai din astea mici. Nu știu cum vine treaba asta. Parcă ar fi fost norocul numai în primele două și după aia parcă mi s-ar fi dus norocul, ceva de genul. Aparent nu vrea să mai îndat deloc din astea mai mari. Hai să încercăm acum, poate la asta. Băi, ce tare ar fi să iau unul de 25.000. Cred că e foarte rar la de 25.000, mie unul nu mi-a dat deloc. Da, ar fi interesant să iau unul de 25.000 și... Băi, o să vă pun și o întrebare. Acum știți că în seara asta este meciul dintre Juventus și Barcelona. Vreau să îmi spuneți un pronostic în comentarii. Hai să vedem. Aoleu, 200. Da, hai să vedem un pronostic în comentarii. Ce va face Juve cu Barça? Cam cât credeți voi că se va termina meciul din această seară? Și pe lângă asta, v-am spus că vreau să-mi cumpăr un portar până în 60, maxim 70.000, pentru că aș vrea să mai iau și alți jucători din coisurile pe care am reușit să le fac. Și da, fraților, aștept comentariile voastre mai jos. Și cam atât pentru acest clip. Ok, fraților, da, asta a fost pentru azi. Ăsta a fost episodul de FIFA Mobile. Eu nu sper că v-a plăcut. Ca de obicei, vă cer să apăsați butonul de like, să-i dați un share acestui clip și să vă abonați dacă sunteți noi pe aici, pentru că vor mai urma și alte episoade foarte, foarte tari. Cam atât, ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, pa, pa, pa!